Până la sfârșitul acestei săptămâni, vremea va fi în general închisă și va ploua aproape în fiecare zi, mai ales în regiunile montane din Argeș, Prahova și Dâmbovița. În restul teritoriului, în regiunea de sud, temperaturile nu vor mai depăși 29 de grade Celsius, iar cerul va fi temporar noros. Precipitațiile își vor face apariția pe parcursul zilei de marți, dar și miercuri spre seară și noaptea. Marți vor fi norări temporar accentuate, mai ales în timpul zilei, când se vor semnala averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului, în sud-est și în zonele montane, unde și cantitățile de apă izolat vor fi mai însemnate și perii restrânse în restul teritoriului. Din punct de vedere termic, vremea va fi normală în sud-sud-vest și rocoroasă în restul teritoriului. Temperaturile maxime se vor situa între 20 de grade în nordul Moldovei și în estul Transilvaniei și 29 de grade în lunca Dunării, iar cele minime vor fi cuprinse în general între 7 și 17 grade. Miercuri, cerul va fi variabil, cu norări temporar accentuate după orele amiezii și la începutul nopții în zonele montane, precum și în regiunile sudice și sud-estice, unde vor fi averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. Ziua vor fi averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 25 de grade, iar cea minimă va fi de 14-15 grade. Din punct de vedere termic, vremea va fi răcoroasă în mai toate regiunile, astfel că maximele se vor încadra între 20 și 27 de grade Celsius.